God. Dacă noi credem în Dumnezeu. But that's the test. Asta e testul. It's very easy to complain. Este foarte ușor să te plângi toată ziua. But it takes discipline to stay. Dar trebuie să fii disciplinat, să rămâi în credință și să crezi în Dumnezeu. Și apoi, când crezi în Dumnezeu, in the middle of problems, în mijlocul problemelor, if you really believe, dacă cu adevărat crezi, that when you are in a problem, atunci când ești în problemă, that God is going to work it out for good. Un problem pe care Dumnezeu vrea să lucreze ceva bun în tine. Then the indication. Atunci indicatorul. Of powerful faith. A credinței tale puternice. Is right then. Este chiar atunci. In the middle of the problem. În mijlocul problemei. Facem laudă și închinare. Acolo. Acolo, nu după problema, în mijloc de problema, facem laudă. Hallelujah! Mulțumim, Doamne! Tu ești cu noi, Tu ești cu mine! Doamne, Te iubesc! Nimeni ești ca Tine! Dumnezeu, Domnul Dumnezeu atotputernic! Tatăl nostru, care ești în cerul, laudă și închinare, în mijloc de probleme, ești credință mare. Amin. Amin. Credință slab, ești după probleme rezolvate, atunci facem laudă și închinare. Un pic târziu, dar slavă Domnului, facem laudă și închinare, dar un pic târziu. And then how you see things. Și după aceea urmează cum vezi tu lucrurile. I wear glasses. Eu port ochelari. Because right now everything looks a little fuzzy. Pentru că acum văd puțin în ceață, așa de clar. Nothing is very clear. Nimic nu e clar. Because I don't see clearly. Pentru că nu văd clar, port. But when I put on my glasses. Dar când îmi pun ochelari. Oh, how beautiful ce frumos sunteți! What great men you are! Ce bărbați minunați sunteți! Bărbați, adevărat! Slăviți să fie! The colors, the beauty, culori, everything changes! Se schimbă. Why? Because how I see it! Pentru că cum am văzut! And when you see through the Word of God, vezi prin cuvântul lui Dumnezeu, everything looks different! Totul arată diferit! That's how we change by the renewing of our mind. Așa ne schimbăm prin renoirea minții. We remember Joshua. Ne amintim de Iosua. God said to Joshua. Dumnezeu i-a spus lui Iosua. He gave Joshua a principle. I-a dat un principiu. That applied for him. Care se aplică lui. But applies for us too. Dar ni se aplică și nouă astăzi. This is the book of the law. Cartea acestei shall legi. Not depart out of thy mouth. Să nu se depărteze de gura ta. Cartea what aceasta. Do we talk about? Despre ce vorbim? Small minds talk about people. Mințile mici vorbesc despre oameni. Medium minds talk about things. Mințile mijlocii vorbesc despre lucruri. But great minds dar mințile mari vorbesc about concepts, despre concepte, ideas, idei. And here's where you get the great minds. Și de aici ai ceea ce au gândit marile minți. You talk about that, you think about it, you talk about it. Te gândești despre and when you talk about it, think about și it. Te gândești then you meditate gândești, on it. Atunci stai și meditezi. You think about it. Te gândești, meditezi despre aceste probleme. When I try to go to sleep at night. Când o să mă duc la culcare astăzi. What do I think about? La ce o să mă gândesc? Medicamente. La medicamente. Un sandwich de carne de porc și sau Tatăl nostru. Care ești în cerul? Ce mare ești tu? Think about bills or a sandwich or our Father. How great thou art. How great is thy Son, the Lord Jesus Christ. How powerful is the magnificent Holy Spirit. Duhul tău sfânt magnific. Then if you don't sleep, și atunci dacă nu adormi, nu contează, pentru tu ești binecuvântat. Nu mai contează.